ca minutele care ne mai sunt în față, puține câte sunt, încercăm să lăudăm pe Domnul prin cântări, poezii, prima cântare care a fost cerută, Biruitor.
mesaj care este transmis spre slava lui Dumnezeu, din partea lui Dumnezeu pentru noi, ca învățătură, trebuie să fim atenți la felul cum noi ne raportăm la El. Ce ai găsit în El pentru viața ta, pentru sufletul tău? În rest, să nu rămânem niciodată acei oameni vânători de greșeli. Pentru că toți suntem imperfecți și toți tindem spre perfecțiune. De aceea, dacă veți găsi ceva din poezia pe care o voi recita, văd mâna ta, atunci luați cu încredere și să vă folosească. Văd mâna ta. Văd o mână nevăzută. O văd toți care cred. Văd mâna nevăzută care a creat tot. Unii oameni o recunosc. Văd mâna nevăzută creatoare a tot universul. Recunosc asta astronomii. Văd mâna înlăturând păcat. Recunosc asta cei iertați. Văd azi dreptatea învinsă de către cei ce fac legi. Dar văd și mâna care ajută, care îmi arată pe unde trebuie să trec. Văd unde unele lucruri ascunse. Când privesc lucrarea lui Dumnezeu, văd apărând soarele, când norii se împrăștie, iar ceața lucrurilor se limpezesc. Văd hotărâri luate greșit, Dumnezeu desaprobând, privesc în planul mântuirii făcut pentru oameni păcătoși, oferit ca dar lor. Văd creștini care zic că văd ceea ce descoperă Dumnezeu. Văd pe cei care nu văd calea îngustă cerută, dar trasată de Dumnezeu. Văd calea îngustă urmată de oameni credincioși. Văd lucruri care trebuie văzute. Văd jaloane puse încă de la început, pe care trebuie trecut. Privind în planul lui Dumnezeu, prin lumina arătată profeților, crede în fericirea promisă a celor învingători. Văd cununa vieții oferită celor de viață doritori. Dacă vezi, ești privilegiat. Dacă nu vezi, ești ratat. Amin. Mulțumim, frate Iov. Aș dori să vă aduc aminte să vă spun salutările fraților din Cluj, pe care am vizitat duminica trecută. S-au bucurat și ne-am bucurat împreună. Acum vom cânta cântarea Ți-am cunoscut iubirea. Și fratele Fănățean, ai pregătit ceva, așa? Ai te pregătești. Da, poți să fii mai aproape? Poftim? Aici. Bine, o să-ți duci microfonul acolo. Când prime bună
Simt în bucurie.
misterii cu aceste cântări să ne pătrundă pe fiecare în parte. Frate. Imaginați-vă, zice, la asta fiecare dintre stabilite aceste cuvinte sfinte, eterna chemare. Astăzi simt că am renăscut. Alerg cu pătrătine, Doamne, prin arșița vieții, alerg cu sufletul plin de un dor de zi în slava cuvântului tău. Se înnăruie în mine palatele fățărniciei, înmăriri și orgolii de șarte, ce cutremură zarea și alte palate se înalță în spirit, este fulger de viață. Am ales calea iubirii și a credinței curate în Domnul Hristos. Alerg către tine, Iisuse, în dorul ce apărește în sufletul meu. Domnul înalță un zid între mine și lume, ce oprește ispita. Înflorește în mine chemarea și rozul iubirii. E vară cu soare, ce își întinde marama, tezaurul de dorul sfințite în Domnul Iisus. Amin. 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 Mulțumim! Mulțumim, frate Mitru! Vom lăuda în continuare pe Domnul cu cântarea O crește iubirea. Frate Iuliu, ai pregătit și tu ceva? Ne răvește
frumoasă cântare, numai că eu am să schimb puțin registrul. Așa e poezia. Dar cred că toți veți fi în asentimentul meu că nimic nu mai e valoros, mai frumos și mai prețios ca viața. Oricât ni s-ar părea de grea uneori viața aceasta pământească, chiar și vremelnică, ea este minunată. Este darul prețios oferit de Dumnezeu creaturilor sale. Dumnezeu este izvorul vieții. El este etern și iubirea este eternă. Și dacă citim în Isaia, capitolul 38, versetul 16, zice, Doamne, numai prin îndurarea Ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și eu suflare. Dumnezeu a dorit să dea viață creaturilor sale, pentru că ele să se bucure de frumusețea și splendoarea creației sale pe planeta Pământ. Numai că Satan a răzvrătit familia umană și i-a furat viața prin înșelăciune și minciună. Și a pus în locul ei moartea. Astăzi observăm că majoritatea oamenilor servesc și ascultă de acest călău care a nenorocit omenirea. Și nu iau seama la darul acesta frumos pe care Dumnezeu l-a dat. Se închină mereu materiei și muritorilor, pupă moștele unor oameni care au murit de mult și chiar îi imploră să le rezolve, să le vindece necazurile și diferite... Icoane făcătoare de minuni. No. Așa? Da. Dar drumul spre mântuire este unul singur. Prin Domnul nostru Iisus Hristos. Nimeni altul, zice Apostolul Petru, nimeni altul nu este mântuire, că nu este sub cer. Niciun alt nume dat oamenilor care să fie mântuiți. Și vreau să închei aceste puține cuvinte cu un verset din Epistola lui Ioan, din prima epistolă, capitolul 5, versetul 12, foarte cunoscut de către toți. Cine are pe Fiul, are viață. Cine nu are pe Fiul, nu are viață. Și poezia mea e tocmai despre viață, dar am intitulat-o Ce-i viața ta? Ce-i viața ta? O umbră care trece, un nor răzlesc purtat de vânt, nimic mai mult decât o ploaie rece, o existență efemeră pe pământ. Ce-i viața ta? Un abur care piere, o nebuloasă cu conturul șters, vremelnicie scursă în tăcere, ca frunza ce se pierde în univers. Ce-i viața ta? Tristețe și durere, un șir de lacrimi care s-au prelins, pe un obraz lipsit de mângâiere, bătut de vremuri care te-au învins. Ce-i viața ta? O picătură din ocean, un strop de praf pe cumpăna fântânii, o licărire ce se șterge, ce se stinge an de an, așteptând resemnat repausul țărânii. Așa e viața ta, de n-ai credință. În cel care din lute ați înmislit, ești obsedat mereu de neputință și vezi viața ta ca un sfârșit. Nu te descuraja, fii vigilent. Privește pe Golgota la Iisus, nu te lăsa cuprins de faliment. Că sângele său pentru toți a curs și vrea în casa lui să fii prezent. Nu întârzia, verifică-ți gândirea, viața pământească e trecătoare, apreciază astăzi mântuirea, El ți-a dat demnitate și valoare și a semănat în pieptul tău iubirea. Fii credincios și nu-ți pierde răbdarea, să fii loial celui ce-a ștampilat cu sângele lui sfânt răscumpărarea și în vrednicia lui ai fost iertat. Amin.
vom încheia această parte de laudă cu cântarea Ce sunt eu, ce sunt eu, legat de, de poezia fratelui Iulian.